suntem lângă curcuma și vreau să vă arăt ce surpriză avem astăzi. Începem bine videoul de astăzi. Uitați-vă la ea cât de minunată poate fi. Avem aici o nouă floricică, iar undeva pe aici, uite, o nouă tufă. Și asta a crescut mare. Deci, deși s-a uscat pe alocuri, văd că îi merge bine, se dezvoltă corect, corespunzător curcuma mea. Iar aici s-a declanșat o nebunie. Dați-vă și voi ce nebunie. Nebunia asta e pur și simplu adorabilă, cât de frumoasă, are 3 capete. Deci, minunat. Vai, dar frumos mai sunteți. N-am cuvinte, ce să spun. Ia. A, mă caută să sugă la... Păi, bă, băiete, e băiat. Haide, capul meu. Frumosul satului, cel mai frumos câine. Unde ai băgat capul de ești așa murdară? Mai să abordez astăzi misiunea de a filma vlog. Deci eram acum, ce fac? Că n-am filmat nimic. Fraților, toată ziua am umblat de colo-colo cu treabă. Pe aici, pe-n curte, casă, dar trebuie să las și eu o anumită situație pregătită, mai ales în ceea ce privește casă, că de săptămâna viitoare eu mă apuc de făcut chestii, adică ca toată lumea, nu? Și astăzi, până aici am fost, bebe iarăși alinta ca ieri, bine că a fost Ștefa acasă și m-a ajutat la, a stat cu el, dar în rest nebuneală, am venit să dau mâncare la animale, că mă duc să mă schimb după aia, să plecăm, trebuie să plecăm să mai luăm din cadouri, că mai mergem și noi pe la familie, pe la neamuri, pe la prieteni și trebuie să mai luăm și una alta, da. Am luat porumb, jumătate îl dau pe jos. Hai la mama! Haide! Haide toată lumea! Haide, Coco, haide! Ziceam ieri că am băgat rațele, că le-am prins, nu știu ce, de unde? Escapistele astea iar au scăpat. Luați niște bobiți. Ce părere aveți voi despre bananul ăsta? Ia uite! S-a gândit el să mai înflorească puțin, că de ce nu? Cam frig a fost și frig și azi noapte, dar și astăzi a fost rece. Pe la amiază așa am scos copiii afară, pe la 11, era undeva la 16 grade, dar acum 10, 12, eu știu cât ar fi frig. Vreau să filmez ceva și pe la Pepco, gen cadouri de ultim moment, ce găsesc și eu pe la Pepco. Vedem dacă filmăm, dacă îmi permit copiii în primul rând, că dacă se apucă, vreau și aia, unul plânge, nu mai pot. Și să văd cum desfășor pe acolo, că dacă e lume multă, nu prea ți-e drag să filmez. Bă, dar nu văd, mă, să faci nimic fără el. Uitați-vă ce mutră are, mă. Da. Și iar avem cer frumos în seara asta. Apropo, astăzi a fost înorat. N-am văzut soarele deloc. Dar uite ce frumos e azi de cerul. Dar știu, am zis frumos. Frumos, de la roz, frumos, amestecat. Asta se întâmplă când încerci să-i pui ghete copilului. Tare mie că o să pierd ghetuțele, băi băiețaș, dar astăzi e chiar rece, nu putem să plecăm așa fără ghetuțe, nu putem. Cu cine seamănă cățelul ăsta? Cu cine seamănă? De când cu inundația ni saburesc geamurile într-un mare, mare fel. Momentan hrănesc un bebe, da, mamă. Pe voi, cu tata, bai? Bine, și după aia fi și mănânc dacă e ceva. Uh-huh. Și totodată așteptăm să se libereze la pizza, că mâncăm la pizza în seara asta. Am terminat cumpărăturile, dar nu cum trebuie, pentru că mi s-a făcut rău pe acolo, în magazine. M-a luat cu tremuratul, cu de toate. Eu cred că prea cald în magazine, la unul cel mai serios. Am intrat în Lefties și era să mor acolo. M-a luat cu tremurat și cu leșin și am ieșit. Că era prea, prea cald. Și n-am făcut cumpărăturile cum trebuiau făcute. Mai trebuie să mai vin săptămâna care vine, dar măcar am mai luat așa una alta, le-am mai luat la copii ce le trebuia. Pantalonaș, apropo de ghetuțe, e în picioarele goale, doar cu șosete, pentru că ghetele, cum l-am pus în căruț, a început să tragă de ele să le mănânci. Avem aici o problemă. Bine că la căruț avem sac din ăla, știi? Un fel de plăpumic, așa, bagi în sac.
Și... Da, gata? Da, trebuie să luăm căruțul. Sunt invitată la pizza. Mă duc.